Bine ați venit la evenimentul realizat de Vecinătatea Femeilor din Saschiz. Vecinătatea este forma tradițională de organizare în comunitățile săsești, bazată pe ajutorul reciproc între vecini. Am simțit că drepturile și interesele femeilor și familiilor din comuna Saschiz nu erau auzite, așa că am decis să facem noi ceva pentru a schimba asta. Acum, organizația noastră numără peste 30 de femei cu vârste între 25 și 60 de ani, care locuiesc și desfășoară activități în comuna Saschiz, în diferite domenii: turism, produse locale, medicină, societate civilă, administrație publică sau sunt casnice. Împreună cu autoritățile și cu locuitorii comunei, am creat o comunitate vie care se gândește la bunăstarea ei acum și în viitor. Ce facem pentru a trăi mai fericiți într-o comunitate prosperă? Cu toții avem de câștigat dacă suntem proactivi, responsabili și lucrăm împreună. Ne ajutăm și ne susținem unii pe ceilalți, indiferent de religie, etnie, gen sau cultură. Beneficiem de infrastructură și servicii de bază de calitate. Păstrăm mediul curat și folosim resursele naturale cu chipzuință. Cumpărăm de la producătorii locali și creăm o rețea economică în care ne susținem unii pe alții. Avem fiecare un cuvânt de spus: antreprenori, elevi, agricultori, persoane cu dizabilități, și vorbim într-un singur glas despre problemele și nevoile noastre cu primăria și consiliul local, care se implică cu adevărat pentru binele oamenilor. Ne îngrijim de aspectul comunei și păstrăm identitatea rurală. Avem grijă unii de alții și sărbătorim împreună reușitele. Fiecare sat are o rețetă pentru plăcinta cu răbarbăr și sunt toate delicioase. Și fiecare comunitate este unică și are nevoie de timp, implicarea tuturor și resurse bine rânduite pentru a înflori. Cine suntem, ce și cum facem pentru binele prezent și viitor, se oglindește în comunitatea în care trăim. Suntem pionii principali pentru a lăsa mai departe moștenire copiilor, o comunitate unită și un mediu sănătos în care pot trăi fericiți și în siguranță.